Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Nutriție și Sănătate. Astăzi am o temă interesantă pentru dumneavoastră, pentru că de fiecare dată specific, haide să facem mișcare, să avem grijă de alimentație, de ceea ce mâncăm, de starea de sănătate, însă știm foarte bine, sunt foarte multe scuze. Mai exact, nu avem timp, nu avem bani, sau nu suntem suficient de informați. Astăzi o să vorbesc mai exact despre cum poate să facă mămicile, care știm foarte bine, pentru că și eu sunt mămică și am doi băieței micuți, cum putem noi, mămicile, să facem sport. Pentru că dacă mai avem și un job, dacă mai avem și o activitate, avem și copii care sunt convinsă că majoritatea, am dat dreptate, ne ocupă foarte, foarte mult timp și stres și nu mai avem timp de noi. Și atunci ne gândim când să mai fac și sport? Când? Cum? În ce fel? Cum să mai îngrijesc și la ceea ce mănânc? Ok, despre mâncare am mai vorbit, despre alimentație am mai vorbit, despre nutriție, dar haideți să vedem ce putem să facem noi, mămicile, astfel încât să avem timp să ne ducem și la sport. Da, ok, poate sala nu vi se potrivește, poate considerați că vă pierdeți timpul acolo, nu aveți timp, nu vi se potrivește spațiu, poate acolo considerați că vin doar acele persoane cu mușchi și foarte bine proporționate. Însă, hai să vedem unde putem să facem sport noi, mămicile, astfel încât să ne simțim comod și să avem și rezultate. Și pentru asta am o invitată mămică în seara aceasta, care ne va povesti puțin despre proiectul ei, un proiect foarte interesant pe care eu l-am admirat de la început. Bine ai venit, Gabriela! Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc mult pentru șansa de a împărtăși ideile mele cu celelalte mămici în special. Mulțumesc! Super! Deci astăzi o să vorbim de la mămică la mămică și pentru mămici și nu numai, adică și pentru tătiși, pentru bunici, pentru că sunt convinsă că există o mămică în familie, peste tot, sau pentru doamne, pentru domnișoare, că nu este neapărat doar pentru mămici, dar noi mămicile ne victimizăm mereu și atunci automat credem că nu mai avem timp, dar categoric se face timp. Spune-ne puțin cine ești tu, Gabriela. În primul rând sunt Gabriela Grigsmam. Cei cunoscuții mă știu ca mama lui Grigoraș. Grigoraș, care este un copil de grădiniță și are nevoie tot timpul de suportul nostru, dar și de atenția mea și de starea mea de bine. Și cum am făcut asta? Prin a face mișcare. Iar la rândul meu am vrut să ajut și pe ceilalți, celelalte mămici, să le explic cum pot face acest lucru, cum pot realiza. Și mai ales că se poate, indiferent cât de ocupată ești, o singură oră pe zi, de 3 ori pe săptămână, e combinația ideală. Ok. Deci ești o mămică, am înțeles. Perfect. Ești o mămică casnică, ești o mămică, nu știu, care stă prin saloane, ești o mămică întreținută. Spune-ne puțin despre cine ești tu mai exact ca și persoană, ca și mămică, ca și femeie. Ca și femeie. Nu sunt o mămică casnică, sunt o mămică cu un job full-time, de la 9 la 17:30. După care devin mămica lui Grigoraș. Da, este schimbul 2, ca să zic. Da, este schimbul 2, este schimbul 2. Ei bine, și sunt și antrenor. Antrenor pentru mămici, antrenor nu doar de fitness, și suntem un pic mai mult decât fitness. Suntem un grup unde ne susținem, ne ajutăm și vorbim foarte mult despre ceea ce se întâmplă și cum reușim să ne stabilim obiectivele. Ok, eu mă întorc la tine. Da. Pentru că vreau să vedem exact cine ești tu ca persoană. Deci, sunt foarte multe mămici care sunt întreținute, care au ajutoare, care au bune, care, nu știu, copiii sunt crescuți de bunici, de tătici, de etc. etc. Și atunci, categorică, mămicile au timp de corpul lor și de mișcare. Dar știu că tu nu ești așa. Spune-ne mai exact, vreau să intri puțin mai în viața ta. Sunt o mămică singură, ce-i drept. Așa, cu ajutorul bunicii când este neapărat nevoie, am un job full-time și încerc tot timpul să-mi găsesc un echilibru. Fac sport de foarte mulți ani, să fie 10 ani, și această pasiune am descoperit datorită antrenorului meu, că este foarte important să fie cineva acolo să te ghideze, să-ți inspire o pasiune. Și apoi, ușor, ușor, în timp, am început să mă mișc, să fac mișcare și am văzut beneficiile, nu doar fizice, cât și psihice. De ce ai început să faci mișcare? Că la un moment dat, mămicile, gata, suntem mămici, nu mai avem timp de noi, nu mai avem timp sub nicio formă, e normal să ne îngrășăm, că așa zic mămicile. Cât ani are băiețelul tău, ca să știi? 4 ani. 4 ani. Ușor, mulți înainte. Mulțumesc frumos. Vă dau una așa din culise și băiețelul meu, tot 4 ani. Este și în aceeași grupă. Sunt cu colegi, da. Sunt colegi de grădiniță, deci ne înțelegem perfect pe direcția asta. Și deci un băiețel de 4 ani. O mămică singură.
cu un job full-time. Da. Solicitant. Solicitant, cu ajutor ocazional din partea bunicilor. Da. Care totuși nu s-a complăcut în ideea, gata, asta este viața. Uh-huh. Da? Exact. Nu s-a ignorat, a răs foarte bine, ceea ce înseamnă că bănesc ai și grijă de alimentația exact. Ta și de nutriție și totuși ai găsit remediu și pentru a face mișcare. Ok, de unde a început acest proiect? Pentru că el este un proiect mai separat, ca să zic așa, adică mai deosebit, adică nu e într-o sală de fitness, uh-huh. nu este un club sportiv, nu este nimic. Cum ați început? Cum ai început să faci lucrul ăsta? În primul rând m-a ajutat pe mine personal. Consider sportul ca fiind o terapie. Okay. Este un medicament. Sportul este medicament. Într-adevăr, categoric. Alimentația contează 80% într-un proces de slăbire, dar și sportul are punctul lui forte. Cum ne-am gândit? Am remarcat că suntem câteva mămici care simțim nevoia de a face mișcare și nu găseam timp. Ei bine, cum să facem astea? Hai să ne strângem într-un cadru, chiar în interiorul grădiniței, așa, și hai să facem mișcare. Dar cum a fost? Totul a pornit de la hai să facem ceva pentru noi. Nu vrem rezultate fit, nu vrem să avem mușchi, pătrățele, toate cele. Vrem doar să ne simțim noi bine cu noi. Și cum faci asta? În primul rând, trebuie să-ți găsești o echipă cu care să rezonezi. Un antrenor care să te înțeleagă de la egal la egal. Ei bine, noi fiind mămici cu toate, eu mămică, ele mămici, altfel te înțelegi. Și okay. în primul rând, atunci când îmi vin la clasă, ce fac, le adun și le întreb, cum ți-a fost ziua astăzi? Deci, groaznică. Da, exact. Azi copilul s-a bolnăvit, aoleu, job. Exact, dar asta este elementul cheie care ne fac ce special și care ne țin unite. Întâi discutăm, 5-10 minute, ne eliberăm și apoi le iau ușor, ușor, hai să vedem cum facem, le iau treptat și începem să lucrăm. Ei bine, și la sfârșitul antrenamentului tot timpul îmi spun, hai să facem mai mult. Mi-am simțit foarte bine, uite cât de bine mă simt, uite, să știi că mă duc acasă și am energie. Deci noi avem antrenamentele seara, de două ori pe săptămână, marțea și joia, de la ora 17, iar sâmbătă, în prima parte a zilei, la 8, la 9. Și se duc acasă mămicile mele, iau copiii de la grădiniță și să vezi, au timp de mișcare, au timp de copii, au energie pentru copii și acel drag, ai văzut când ești stresat, obosit, îi mai spui, lasă-mă un pic mami, lasă-mă că am un pic de treabă. Ei bine, nu se mai întâmplă asta și sunt mărturile lor. Cred că sunt direct băgate în priză vorba aceea de la antrenamente. Da, interesantă chestia asta cu de a le întreba înainte. Probabil că le întrebi înainte și le provoci, adică ele își spun toate ofurile, da. Da, toate energiile acumulate pe parcursul zilei și după aia încep să tragă foarte tare ca și cum este și o terapie de genul ăsta. Exact. Când ai nervi sau când ești încărcat cu energie foarte negativă, să faci mișcare în ideea de nu știu, a-ți descărca energia negativă și știu și văd în imaginile prezentate că faceți mișcare pe toate grupele de mușchi, adică faceți o mișcare intensă, da. Nu doar dansați pe acolo sau țopăiți cum se mai face în alte... în alte. Ok, hai să reluăm puțin. Deci ai început, v-ați unit ca și mămici, ați vrut să faceți mișcare, uh-huh. perfect. Acum de unde ideea în grădiniță? Ați vorbit cu administratorul grădiniței, cu administratorii, ați stabilit lucrul ăsta sau cum? Cum a pornit proiectul acesta? Propunerea venind din partea conducerii pentru mine. Au văzut că sunt foarte activă, deși sunt mămică și am un job full-time și s-au gândit, haide să ajutăm celelalte mămici. Cum putem să facem? Ei bine, ne-am strâns cu toate și din nevoia de a fi cât mai aproape de copil, am zis, hai să facem în cadrul grădiniței. De ce? Avem avantaje. Copilul nostru este încă la grădiniță în timpul antrenamentelor. Stop, da. Aici e interesant. Perfect. Asta am vrut să te întreb dacă nu pot. Perfect. Toată lumea zice, ok, da, sunt perfect de acord, venim seara la mișcare. Ce facem cu copiii? Pentru că trebuie să-i luăm de la grădiniță, dacă sunt la program prelungit sau de la bunici, de la... și nu toată lumea are un ajutor, uh-huh. ce facem cu copiii? Și acum ne spui tu ce facem cu copiii. Noi am venit cu soluția ideală. Având două intervale orare în când ne susținem antrenamentele de la ora 17 sau 18, dacă optați pentru ora 17, cel mic va fi supravegheat de cadrele didactice aferente grupei vârstei copilului. Dacă este bebeluș, va sta la 1,32 ani și tot așa. El se poate juca acolo, sub supraveghere, iar mămica va sta cu mine în sală. O singură oră. Este suficient.
Perfect. Ce facem cu mămicile din exterior? Adică primiți și mămici din exterior? Primim. Și cu copii, cu tot? Da, și cu copii, cu tot. Și cu tot, cu tot, cu tot. Ne ocupăm de toate. Avem soluții pentru orice. Povestește-ne că e interesant proiect. În aceeași idee, ele vin, le-am propus tot timpul, veniți mai devreme să ne acomodăm, să ne cunoaștem, haideți să introducem copilul la grupa respectivă, el se va acomoda, le-am sfătuit de fiecare dată, aveți încredere în copil, aveți încredere în cadre didactice și lăsați-l aici cât mai repede. Îi prezentați, îl pregătiți de acasă, îl lăsați și după care noastră veniți la mine la clasă. Tot timpul copilul va fi supravegheat. Se va juca, cineva cu el va sta cu ceilalți copii care sunt între lucrul grădiniței și va face activitățile specifice vârstei. Dacă sunt bebeluși, vor avea jucărioare, micuțe, dacă nu, dacă sunt mai măricei, se vor juca între ei, vor vorbi, vor citi. Exact ca la o grădiniță normală, doar că e un alt tip. Într-adevăr, în grădinița respectivă sunt și grupe de bebeluși, adică dacă aveți copilașul sub 2 ani, deci puteți să veniți cu mare încredere. Da. Perfect. Ce facem dacă venim de la ora 18? Că am înțeles că aveți și de la ora 18 grupă. Da. În acest caz, momentan, copilul va sta alături de noi. Au fost situații, ne-am descurcat de minune, au fost și cazuri care nu s-au adaptat. A fost copilul mult prea micus și încă nu s-a detașat de mămică, dar nu a fost nicio problemă. Va sta alături de noi în grădiniță. Dacă este vară, are posibilitatea să stea în curtea grădiniței. Este o curte destul de mare, putem sta cu ușa deschisă, putem avea contact tot timpul cu acesta. Dacă nu va sta alături de noi în sală, sala de sport a grădiniței este suficient de mare, ne descurcăm sau adaptez antrenamentele în așa fel încât să avem suficient spațiu. Atât noi cât și ei să nu-i deranjăm. Am înțeles. Deci dacă venim între 17 și 18, putem să lăsăm copilașii în grădiniță la grupele speciale pentru ei, adică pentru vârsta lor. Se vor juca și va fi totul ok, supravegheați. Dacă venim de la ora 18, atunci, dacă sunt mari, pot să se joace în curte în cazul în care nu este foarte frig. Dacă nu, pot sta în sală cu noi. Exact. Perfect. Acum sunt convinsă că majoritatea mămicilor termină programul undeva la 4, poate 5 și atunci s-ar încadra foarte bine de la 17 la 18. Da. Aveți program și în weekend? Desigur. Mișcarea se face oricând și se face regulat și avem nevoie de minim o zi pauză între antrenamente. De asemenea, de câte ori? Hai să repetăm puțin. Da, de câte ori? Spune-le program. Avem de 3 zile pe săptămână. Marți și joi de la 17 sau 18 și sâmbătă de la ora 9, o singură clasă sâmbătă, să avem timp să mai facem și altceva. De la 9 dimineața, da? De la 9 la 10. Cât durează antrenamentul? O oră. Este compus din 3 părți. Întâi ne încălzim, apoi trecem la antrenamentul propriu zis și la sfârșit stretching. Uneori, când suntem foarte încărcate, că se întâmplă cumva ne atragem energiile și toate suntem încărcate în același timp, le ofer la sfârșitul clasei, după stretching, pentru că stretching-ul este foarte important, 5 minute de meditație un pic ghidată. E acea meditație de 5 minute în care ne relaxăm, lăsăm grijile deoparte. Ce fel de meditație? Uite, asta nu știam. Ai avut elementul surpriză. Super, îmi plac surprizele. Deci e un program complex și e ceea ce cu toate avem nevoie și nu doar mămicile, ci în general oamenii. Da. Spune-ne ce fel de meditație, adică mai exact. Mă ajut de un program de pe internet, doar ascultăm. Deci acolo ne spune cum să respirăm, cum să stăm, ce poziție să luăm, la ce să ne gândim și doar 5 minute. 5 minute sunt suficiente și punem mare, mare accent pe respirație. Tot timpul le sfătuiesc și în timpul exercițiilor respirăm. Iar prin respirație ajutăm corpul să se relaxeze și la sfârșit chiar plecăm relaxate de acolo. Super! Deci venim cu copilașii, da, îi luăm după noi, dacă ne încadrăm în 17-18 ca și interval orar, atunci e perfect pentru că îi lăsăm pe ei liniștiți să se joace și noi putem să ne vedem de antrenamentele noastre. La început spunem tot ce avem pe suflet, exact, țipăm, urlăm, zicem m-a supărat așa, perfect, da. Indicat ar fi să nu facem asta, adică să avem zile doar cu energii negative și după ne
Antrenăm. Antrenăm corpul și psihicul, da? Da. Ne eliberăm de energia negativă, iar la final ne relaxăm complet cu o meditație de 5 minute. Da. Wow. Și după aia plecăm acasă și suntem foarte zen, nu? Și abia așteptăm următorul antrenament, conform mărturiilor. Hai să vedem ce faci, că am văzut acolo că nu faceți, uite, de exemplu, sunteți... Văd acum o poză. Suntem costumate. Costumate. Am mai văzut niște chestii. Uite ce interesant. Vă distrați, cred, da, nu? Exact. E o distracție acolo totală, văd. Exact. Ne distrăm foarte mult. Povestește-ne puțin. De unde costumele? De unde chestiile? Mă adaptez. Deci când a fost Halloween-ul, le-am propus. Haideți să facem și noi antrenament costumate. Wow. Și el acceptă tot timpul provocările mele. Ne-am costumat. Am făcut un program special de Halloween. Exercițiile au fost adaptate cu tematică de Halloween, monștri, zombie, am făcut precum lupișorii. A fost deci ceva interesant. De terapie, da, cred, mai da, mult. Da, e un program complex și este adaptat nevoilor mamelor. Exact tot ce ai nevoie, acolo găsești. Și după aia bănuiesc că mamele au rămas așa în acel spirit și s-au dus acasă și s-au jucat cu copiii. Că exact. Copiii de Halloween au vrut să facă ca lupișorii. Și atunci mămicile erau deja pregătite. Deci le-ai pregătit să se joace. Da, exact. Ne-am făcut încălzirea. Și nu a fost singurul eveniment, nu a fost singura provocare. Poate știți cu toții că de curând a fost lansată o fustă prosop, o fustă tip prosop de o mare casă de modă. Nu știu, dar am văzut în pozele tale și chiar vreau să te întreb. Ei, da, și ne-am propus să facem și noi așa antrenamentul și să facem și noi o poză, că nici noi mai avem propriile noastre fuste tip prosop. Da. Deci faceți cu greutăți, da. Faceți, adică antrenați grupele de mușchi. Mai spunem puțin despre antrenamente per total. Da, adică... avem trei tipuri de antrenamente. În prima parte a săptămânii, respectiv marți, lucrăm toate grupele musculare cu accent fie pe picioare, pe zona picioarelor, fie pe brațe, depinde. Vedem, ne adaptăm cum suntem. După care, joi, avem antrenament tip Tabata. Tabata înseamnă 20 de secunde exercițiu, 10 secunde pauză între exerciții. Combinăm câte 2 exerciții, ori 4 serii. Iar sâmbătă o dedic mare parte cardio-ului pentru că avea energie. Îți activează acele endorfine, dopamine, toți hormonii fericirii, activăm să avem energie pentru tot weekendul, după o săptămână încărcată. Deci, recomandat ar fi să venim la toate cele trei, în toate cele trei zile ca să parcurgem tot programul. Da, exact. Perfect. Spune-ne, în mare, de unde ți-a venit ideea asta așa, să le structurezi? Adică, pentru că puteai să faci un Zumba, puteai să faci un aerobic, nu? Cred că astea sunt cele clasice, da? Cum face toată lumea. De unde ți-a venit ideea asta, așa, și cu meditația, și cu relaxarea, și cu tot, așa, împărțit pe cele trei zile? Sunt o sursă de inspirație, glumesc. Nu, având experiență... Nu, ești o sursă, că nu toată lumea are curajul să facă, adică majoritatea merg pe clasic. Pe clasic. Și eu deja am săturat de clasic, toată lumea face același lucru și nu mai funcționează. Exact, asta ne deosebește. Într-adevăr, nu am reinventat roata, săli de fitness sunt destule, programe de fitness sunt destule, Ploieștiul este foarte ofertant din ceea ce privește mișcarea, dar contează foarte mult mediul și cu cine faci. Și de ce am structurat în acest fel... Sincer, m-am consultat cu fostul meu antrenor. Eu timp de 10 ani am lucrat cu un antrenor personal. Fac o paranteză, am văzut cu box ceva? Și cu box, da. Am competat cu toate sporturile. Da. Le pui și pe mămici uneori să... Da, facem așa sâmbăta la cardio. Da, când o vezi pe o mămică mai așa, mai supărată, o pui la... Exact. O să vin și eu când am o zi mai așa, mă supără cineva. Mă așteptăm cu drag, sigur, mă așteptăm. Și să revin la tipul antrenamentelor, te trebuie neapărat să le structurezi, să lucrezi pe anumite grupe, cu anumite intensitate. Dacă vei face tot timpul același tip de mișcare, nu vei avea rezultate în primul rând. Și trebuie tot timpul să adaptezi și să schimbi în funcție de nevoile oamenilor. La început trebuie să lucrezi mult mai intens, în prima parte a săptămânii, deoarece vii după weekend, ai mâncat un pic mai nepotrivit. Indicat ar fi să nu. Da. Nu te adini cum trebuie și parcă simți că nu ai energie. Bine, dacă tu începi săptămâna cu un antrenament mai intens, îți vei depăși zona de confort, îți vei ieși din acea limită pe care tot tu ți-ai impus-o și ușor, ușor îți intri în ritm. Începem cu partea mai grea, după
care joia facem tabata care cuprinde cardio și tonifiere. După care sâmbătă, v-am zis, mare parte cardio, să avem energie. Perfect. Dacă vin mămicile astea care nu prea au făcut sport așa foarte mult, uh-huh, și nu au o rezistență, fie, nu știu, să-și gestioneze foarte bine respirația, obosesc foarte repede, da, ce faci cu ele? Sunt acolo pentru ele. Sunt dureri de spate, mai sunt dureri, adică nu sunt obișnuite, nu au musculatură formată, ligamentele nu sunt tocmai ok. Ce faci cu ele? Că nici nu putem așa să tragem la maxim, cum sunt antrenori ăștia la sală, că de asta le spun și pacienților mei, nu vă duceți la un antrenor care vă toacă așa, pentru că nu este ok, mai ales o persoană care nu a făcut sport în trecut, nu are oarecum o masă musculară, nu vă duceți să vă toace cineva așa, că riscați și să aveți probleme, fie accidentări, fie probleme cu ligamentele, fie cu musculatura. Deci trebuie oarecum adaptată toată mișcarea asta la corpul vostru, sau dacă avem 100 și ceva de kilograme, ne apucăm acum să... Nu, sunt nicio formă, da? Cum vine o persoană, o mămică de 100 și ceva de kilograme, că știm noi mămicile ne mai îngrășăm după sarcini, după ne ignorăm cu copiii, cu... Ce faci cu ea? Pentru că ea nu se paivă mobilitatea, n-a făcut nici sport, mai truznește un ligament, mai truznește un genunchi, mai... Se mai pune un junghi, mai încârcel, o chestie, o lipsă de... Ce faci cu ea? Fix așa am început cu mămicile mele. Mămicile mele, majoritatea, dacă nu chiar aproape toate, nu au făcut niciodată sport. Deci am fost prima persoană cu care am avut contact. A făcut un alt tip de mișcare, dar era o mișcare repetitivă și fără mari beneficii. Și ne-am adaptat, le-am luat treptat. Am început cu exerciții simple de bază, le-am învățat să execute corect exercițiile. Mi se pare mandator să faci un exercițiu corect. Foarte bine punctat, da. Important, la începutul antrenamentului trebuie să te încălzești. Fără încălzire nu vei reuși să faci nimic. După care stretching. Și am luat treptat. Azi lucram așa și le explic tot timpul. Și chiar dacă acum îmi vine o mămică nouă în timpul antrenamentului, o să încerc în acea zi sau o scurtă perioadă să adaptez antrenamentele conform nevoilor ei. Chiar dacă are 120 de kilograme, dar ea va reuși. Ea va reuși să facă și împreună sunt acolo pentru ea, o corectez, o motivez. Deci te ocupi personal și că asta contează foarte, foarte mult, mai ales la un antrenament de grup, unde știm foarte bine că majoritatea antrenorilor nu au fie cunoștință, fie nu au răbdare, fie nu este genul lor să se ocupe personal și atunci văd acele antrenamente pe la televizor sau prin anumite săli în care hai, pune piciorul drept, iar acea persoană chiar nu poate da? Acum, exact. La început, sau atunci la început nu poate, dar ea în timp se va modela și multe, mai ales mămici sau multe persoane cu surplus de greutate renunță tocmai din cauza aceasta că nu au un antrenor care să rezoneze, cu care să existe o conexiune. Exact. Și bănuiesc că în proiectul tău, ca să zic așa, tu faci lucrurile astea, pentru că mămicile am văzut că sunt fericite. Sunt foarte fericite, da, așa este, și sunt foarte mândră de ele. Tot timpul le motivez și tot timpul sunt alături de ele, iar pe tot timpul parcursul programului eu sunt acolo și le corectez. Deci absolut tot timpul atenția mea este către ele. Și mă uit, mi-au spus că am de ochi de soacră, le-am zis, da, sunt mamă, sunt soacră de băiat, n-am ce să fac. Ele au impresia că nu le văd și doar le zic. Și am învățat să se autocorecteze. Deci acum nu trebuie să nominalizez X în dreaptă spatele, doar zic spatele drept, pieptul în față, în cordează abdomenul. Chiar le vedem cum se corectează. Super. Contează foarte mult să existe un îndrumător în orice domeniu care să rezoneze și să nu ne certe vorba aia, că suntem sătui de acei oameni perfecți, perfecționiști, care nu, tot trebuie să faci așa, că nu s-ai reușit, ești în un eșec, ești... Ne-am cam săturat de lucrurile astea, dar nu toți suntem la fel, de asta și eu în meniurile pe care le fac în cadrul cabinetului nu impun ceva în mod deosebit, încurajez toți pacienții că vor reuși indiferent câte kilograme au. La fel mi se pare foarte interesant și pe partea de mișcare, pentru că de asta oamenii nu merg să facă mișcare, majoritatea dintre ei, pentru că nu pot la început și atunci nu au pe cineva care să-i ajute mental și fizic, că și asta contează, că dacă nu poți să ridici piciorul până la cer,
Nu pot, dar ai eu încerc. Ai nevoie de încurajare, da, și îndrumare. Deci nu-i cerți, am înțeles, nu le cerți. Nu, și din contră, ba mai mult, am început să-mi spună că atunci când merg pe stradă și simt că au o postură incorrectă, mi-aud vocea în cap, îndreaptă spatele, scoate pieptul. Foarte interesant, asta mi-a plăcea și mie să zică pacienții, când vreau să mănânc cu șnițel prahovean, aud vocea doamnei nutriționist care e bine să eviți. Da. Super, am avut, provocare și pe partea aceasta de alimentație. Știu că nu este recomandat o perioadă limitată, este un mod de viață, este un stil de viață, un stil alimentar îl vei avea toată viața, nu doar o perioadă. Ei bine, eu am făcut o perioadă de fasting cu ele, o perioadă de 2 săptămâni, le-am provocat și au reușit să-mi țină, dar au fost și recompensate. Le-am oferit câștigătoare, i-am oferit un supliment alimentar. La început au acceptat provocarea majoritatea, pe parcurs au mai pierdut, dar nu a contat. A contat că am reușit să le determin măcar să încerce. Le-ai provocat și exact, au reușit. Și au acceptat. La sfârșit au rămas 3 mămici în competiție. Și am văzând că celelalte 2 au depus atât de mult efort, le-am recompensat și pe ele cu un premiu suplimentar. Super! Acum că ai adus discuția despre nutriție, majoritatea antrenorilor, mă rog, cum se numesc ei, sunt și nutriționiști oarecum. Da. Și de fiecare dată recomand acea farfurie perfectă, pe care eu când o văd mi se face părul așa. Carnea cât palma, legumele. Care nu are nicio importanță și nicio relevanță pentru omul normal. Noi trebuie să mâncăm normal și eu am specificat de fiecare dată lucrul ăsta. Însă majoritatea antrenorilor, sunt ok, sunt regulile de bază, sunt principiile de bază pe care noi trebuie să le personalizăm pentru fiecare individ. Nu se potrivește de fiecare dată, da? Și atunci când vorbim cu un om sănătos, un om care vrea să-și dezvolte masa musculară, dar un om care totuși îi se face ca și cum la început o identificare a problemelor a corpului, a cum funcționează, pentru că este foarte, foarte important să vedem ce se întâmplă, eu așa zic de fiecare dată, cu mâncarea pe care noi o introducem în corp, adică ce face corpul nostru cu ea. Și sper că nu ești acea variantă de antrenor care dă acea farfurie cu mânuța, cu împărțit așa, cu cantitatea mare de mâncare pe care eu, sincer, dacă mănânc undeva la 500 de calorii sau câte sunt acolo, da, și stau să le și calculez, că asta iar e o banalitate, pentru că nu există, sub nicio formă, nu o să reușim niciodată să calculăm fix caloriile. Deci, dragii mei, nu mai calculați caloriile. Este o mare minciună. Niciodată nu o să putem să știm dacă, pentru că decât, ok, sunt perfect de acord, vă duceți în laborator, toată mâncarea pe care voi o mâncați, o testați, pentru că lucrurile sunt generale, da? Orezul are anumite calorii în funcție de orezul care a fost testat acum nu știu câți ani când au făcut specialiștii. Orezul care este în farfuria noastră nu mai are atâtea calorii. Da, nu e același orez, da? Perfect. Și după începem, dacă le duceți în laborator și le testați pe fiecare și vă faceți așa un plan, sunt perfect de acord. Ceea ce este imposibil, hai să fim realiști. Cine face așa ceva? Nu merge. Da, că trebuie să ne încadrăm în 1000 și 2000 de calorii, în 1500. Nu funcționează, da? În mare, da? Per total. Și atunci vedem cam după lună, 2 luni de zile, deja se formează un stil de alimentație. Exact, și fiecare individ își formează singur. Da? Și ai energia mai mult din carbohidrații, și ai energia mai mult din proteină, și ai energia mai mult din fructe și legume. Adică asta trebuie să găsim noi. Da? La fel și cu antrenamentele. Faptul că tu le faci antrenamente diferite, eu cred că se potrivesc foarte, foarte bine pentru majoritatea persoanelor. Adică nu impui ceva clasic. Trebuie să faci 10.000 de genoflexiuni sau trebuie să... E foarte bine, e foarte bine. Perfect. Vreau să te mai întreb dacă... Deci, mămici, am înțeles că pot veni și din exterior. Când vine cineva la antrenamentele tale, dacă nu e vorba despre o sală, trebuie să prezinte certificatul de mămică? Adică trebuie să fie mămică sau... Am un secret și pentru asta. Am o mămică care își dorea foarte mult un copilaș și a rămas însărcinat în timpul antrenamentelor. Dar bine a rămas de când a început antrenamentele, sper că nu... Da. Așa, de când a început... Da, i-am spus, zic, vină la mine la clasă că vei vedea, vei rămâne sărcinată pentru că te vei relaxa. Categoric. Și vei rămâne sărcinată. Nu, deci poate pot participa și alte persoane femei, de sex feminin, desigur, desigur. Ori. Deci doar femei, nu și bărbați. Doar femei. Perfect. Deci, dragile mele,
că sunteți mămici, că nu sunteți mămici, că vreți să deveniți mămici, că sunteți bunici, mici bunici? Da, sigur, avem un cadru didactic din cadrul grădiniței cu profil sportiv unde activez, care vine la noi și are chiar rezultate foarte bune și este un exemplu pentru noi. Super. Da, într-adevăr și grădinița se potrivește foarte bine și cadru. Grădinița este cu profil sportiv, adică și piticii din grădiniță fac mișcare. E foarte, foarte interesant acest proiect per total, pentru că, după cum bine vedeți, fie că sunteți mămici, fie că sunteți bunici, fie că aveți surplus de greutate, fie că nu aveți surplus de greutate, acolo veți găsi o variantă de a face mișcare controlat, o variantă de a vă ajuta sănătatea, pentru că nu este vorba de slăbit, este vorba despre sănătate, nu este vorba de a face pătrățele dacă nu vreți, nu vă obligă nimeni, da? Da, că exact, nu obligi pe nimeni, exact, perfect. Da. Este vorba pur și simplu de a antrena corpul și de a ajuta corpul, pentru că noi așa suntem structurați prin ADN-ul nostru, să ne mișcăm, să facem mișcare mai intensă. Într-adevăr, nu mai mergem la muncile agricole, nu mai alergăm după animale, nu mai facem lucrurile pe care le făceau oamenii în preistorie, dar din păcate stăm foarte mult și atunci corpul nostru simte lucrul acesta. Vă invit cu mare drag în proiectul Gabrielei. Mulțumesc, Gabriela! Mulțumesc foarte mult! Pentru că ai acceptat invitația. Așa, după cum v-am și zis, vreau să promovez tot ce înseamnă sănătate, alimentație, nutriție, tot ce înseamnă corpul uman și vă aduc în emisiunile mele oameni care fac ceva sau altceva decât ce e clasic. Vă invit cu mare drag să luați legătura cu Gabriela. Cum te găsesc, Gabriela, pe internet? Gabriela Dobre, Grixmam. Grixmam, mama lui Grix. E simplu, da. Mama lui Grix. Da, o să vedeți mai exact detalii despre acest proiect al ei. Dacă vă interesați, eu zic că nu strică să... Își are și niște prețuri foarte ok, da? Să intrați pe pagina ei și o să întrebați și o să vedeți. Deci mie mi se pare fabulos tot ce face ea și la prețurile respective, 3 antrenamente pe săptămână și timp, să știți că niciodată nu avem pentru nimic. Da? Niciodată nu o să existe timp. Da? Deci nu o să aveți timp. Dar dacă v-ați înscris, ați plătit un abonament și vă duceți acolo, o să vedeți că timpul există. Da? Cam atât pentru astăzi. Aș mai fi vorbit cu tine, Gabriela, dar o să te mai invit și la alte ediții, pentru că știu că mai ai un proiect foarte interesant. Nu uitați, sănătatea este mai importantă decât toate, alimentație, detoxifiere și mișcare sunt cele 3 lucruri de bază ca să putem să fim sănătoși, să ne menținem o greutate normală. O seară frumoasă în continuare, la revedere!